Bine ați venit! Mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeu, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miliește pe noi. Sfinte Dumnezeu, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miliește pe noi. Sfinte Dumnezeu, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miliește pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. La Sfântătării miliește pe noi, Doamne, Părțe și păcatele noastre, stăpâniată pe rădilegile noastre. Sfinte, cercetează și fie pe neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Prea Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm spre noi și Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți în închinăștile noastră și toți Împăratul și Dumnezeul noastră. Doamne, auzi mărțenea mea, ascultă cererea mea, ascultă și așa auzi mărțenea de toată ta. Să nu-i tragi de toată probă-n tău, că nimic de ce vine de cele de care vezi moarte privănește Sfântul meu și viața mea o calcă picioare, cu totul o să locuiesc în întâlnete ca morții și de joacuri. Ne zic că Duhul mine și inima mea te mie până în lăuntru meu. Adus mi-am amintit zilele cele de demult, cugetat-o la toate lucrurile tale, la faptele minor care m-am gândit. Credin să câte tine mâinile mele, sufletul meu, pe-o pământ, sunt așa de grabă, auzi-mă, Doamne, ca strigă Duhul meu. Nu se întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă strimă celor ce coboară mărmâni. Însă, o dimineață, mila Ta, că la Tine vine nădejdea. Arată-mi care pe care voi merge, că la Tine a ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrășmașii mei, că la Tine alegi, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățească la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dorești în viață. Pentru dreptate Ta scoate-ne ca sufletul meu. Cu bunătate și într-o mila Ta vei sfârșit vrăjmașul meu și pierde pe cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și tuturor și în vecii vecilor. Aleluia, 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 slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, 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 slavă Ție, Dumnezeule!
Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Pace Domnului să ne dă. Doamne, miluiește. Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, Biserici pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Sfântul Părintele nostru, Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, pentru Preasfințitul Părintele nostru, Damaschin Dorneanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Credincioasul popor omen de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașuri și satelor, pentru iubitoare de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru satul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce credință locuiesc în ele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru tot admire aveți Duhului, pentru belșugarea roadelor pământului și pentru vremuri cu pace, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Să privească cu milostivire asupra locului acestuia, care s-a ales pentru a se ziti pe el biserică, spre slava preasfântului său nume, și să-l binecuvinteze cu cerească sa binecuvântare, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Să binecuvinteze această bună dorință și lucrarea robilor săi, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se binecuvinteze punerea temenii acestei zidiri, într-o slava numelui său și cu bună sporire, să fie aduse la sfârșire fără nicio împiedicare, cu puterea, cu lucrarea și cu harul preasfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să dea lucrătorilor ce se vor osteni bună sporire întru toate și să îndrepteze lucrările mâinilor lor și cu spor să le ducă la săvârșire cu puterea, cu lucrarea și cu harul preasfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Am să trimită ctitorilor acestei lucrări și binefăcătorilor și lucrătorilor ei pe Îngerul Său cel Păzitor, care în chip nevăzut se înlăture toate cursele cele potrivnice ale vrăjmașilor văzuți și nevăzuți, să dea tuturor îndemnul la jertfire pentru casa Domnului și înțelepciune spre zidire
și tărie spre sfârșire cu puterea și lucrarea cu harul preasfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, Sfânta, curată, prea binecuvântată, mărită și stăpâna noastră din Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții Său pomenim. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Miluiește-ne unii pe alții și toată viața noastră, Lui Hristos Dumnezeu să o dă. Ție, Doamne, Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeul părinților noștri, căruia a fost bine plăcută și bine primită vărsarea unde lemnului pe care l-a turnat Iacob pe piatra pe care a pus-o stâlp și a numit-o casa lui Dumnezeu, te rugăm, caută și acum cu milă la unde lemnul acesta, binecuvintează-l și însfințește, cucerească ta binecuvântare și dă putere prin harul preasfântului tău Duh, ca toate, pe te spre slava ta se vor unge cu el să fie sfințite și binecuvântate și ție bine plăcute și bine primite. Îndurările unii a născut chiurii tău, cu care ești binecuvântat, preasfântul și bun și de viață păcătorul cel Duh, acum și mântuirea și în vecii vecilor. Amin. Binevoiește, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, să fie apărat locul acesta, cu semnul cel înfricoșător și cu puterea crucii tale, spre slava ta, Dumnezeului nostru, cel ce s-a răstignit, a Părintelui Tău cel fără de început și a Preasfântului Tău Duh, să se depărteze de aici Duhul cel atotpierzător și toate puterile cele potrivnice. Că Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea Amarului Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. În vecii vecilor. Iar omul cel mai înainte de păgat, iarăși intră în rai. Slavă ție unuia Dumnezeului nostru, care așa-i binevoit. Ce grabnice într-o apărare și tare într-o ajutor, vino acum cu harul puterii tale și binecuvântându-i întărește și dăruiește bună săvârșire a lucrului robilor tăi, că poți face toate câte le voiești ca un Dumnezeu atotputernic. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeule atoțitorule, care prin toiagul lui Moise ai preînchipuit cinstita și de viață păcătoare crucea evitului tău Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos, Sfântul binecuvintează și sfințește lucrul acesta, puterea și purtarea celui cinstit și de viață păcător de la crucii, pe care a dobândit-o prin stropirea cu cinstitul sânge al Fiului Tău,
spre alungarea demonilor și a toată răutatea, păzind locul acesta și pe cei ce vor sluji ție în el, nevătămați de tot rău. Pentru rugăciunile preamărite, stăpânii noastre, născătoare de Dumnezeu și puterea Picioară Maria, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinții, Achim și Ana, că s-a binecuvântat și s-a preasărbit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și puterea și în veci de... Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu, Fiul Dumnezeului Celui Viu, Dumnezeu adevărat, strălucire și chip al Părintelui Celui Fără de Început și viața cea veșnică, Tu, care fiind piatra cea din capul unghiului, Te-ai tăiat din muntele cel curat și picioresc, fără de sămânță bărbătească, și ești temelia neclintită a bisericii Tale, care cu vărsarea scumpului Tău sânge e temea biserica Ta, moartea Ta e ridicată, cu înviere desăvârșită, cu înălțare binecuvântată și cu pogorirea Sfântului Duh ai sfințit-o și ai răspândit-o, ție acum cu milință ne rugăm, trimite harul Sfântului Tău Duh și binecuvintează punerea petrei acesteia și toată temelia zidirii ce se începe într-o slava preasfântului Tău nume, într-o cinstea Sfinților, Drepților, Dumnezeiești, Părinți, Ioachim și Ana, ocrotitorii acestui sfânt locaș ce se începe să zidi. Și Tu, Cel ce ești Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, care dintr-un început ai presumit totul, fii începutul, creșterea și săvârșirea acestei lucrări, binecuvintează pe ctitori și pe lucrători, iar lucrul mâinilor lor sporește și cu pronia Ta cea dumnezească, înmulțește cu destulare toate cele de trebuință, spre ridicarea și terminarea acestui sfânt locaș, ca să fie biserică desăvârșită și plină de slava Ta, și între ea să se preaslăvească numele Tău cel mare și preasfânt, cel binecuvântat împreună cu al Tatălui și al Sfântului Duh, totdeauna, acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Se binecuvintează piatra aceasta, prin stropire cu aceasta apă sfințită într-o neclintită temelie a bisericii ce se zidește. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Temelia bisericii acestea, într-o slava Marelui Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, într-o cinstea și pomenirea Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinții Achim și Ana, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cel preanalt a întemeiat biserica sa, Dumnezeu este în mijlocul ei și nu se va clătina, o va ajuta Dumnezeu dinspre dimineață. Binecuvântat și însemnat să fie locul acesta, într-un lecaș de rugăciune, în cinstea și slava lui Dumnezeu Celui slăvit în Sfânta Trăime, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-se Iacob dimineață și luând piatră pe care o visă Sisie și Căpătâi, a ridicat-o și a turnat-o de supra ei de lemn și a zis, Domnul este locul acestei, El e un om și înficoșător este locul acesta, lui este el altceva decât casă lui Dumnezeu și aceasta este partea cerului. Aleluia, aleluia, aleluia! Eu v-a zidit Domnul casa. Pentru jertfă îmi spuneți, temelile lui Dumnezeu Sfinții din Sădomul Vărții Sfântului, mai mult decât toate locașurile lui Iacob, ne-a slăbit și s-a vrăit de tine cetatea lui Dumnezeu. Amintesc de Rahab și Babilon care sunt cunoscuți mei. Iar cu cei de alt neam și Tirul și Etiopienii se va naște acolo. Maică va zice Sionului fiecare, căci fiecare se va naște acolo. Căci însuși cel prea înalt l-a întemeiat, Domnul când va număra popoarele.
îi va aduna la dânsul că locuința tuturor celor ce se veselesc este la tine. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeu nostru, Cel ce peste micmează noaptea și marea și toate, Cel pe care nu te poate încăpea cerul și pământul și ai voit avea ție biserică pe pământ, spre lauda cea de-a pururea pe Sfântului Tău lume, cu milințe căzând, rugăm atât bunătatea Ta, binecuvintează temelia acestei biserici și toată zidirea ei și cu puterea Ta întărește-o și ține-o neclintită și nesurpată, pentru slava Ta, a unia Dumnezeului cel slăvit în Sfânta Treime, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci și veci, Domnul. Amin. De ne va zidi Domnul casa în deșert, să ostenesc cei ce o zidesc pe dânsa. De ne va păzi Domnul cetatea în deșert, va priveghea ceea ce o păzește. În deșert vă sculați de dimineață, în zadar vă culcați târziu, cei ce mâncați pâinea durerii. Domnul va da iubiților să-i somn. Iată, fiii sunt moștenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplătire. Căsăgețele în mâna celui puternic, așa sunt fiii tinereților. Fericit cel ce-și va umple tolba sa cu ele. Nu se vor rușina când vor vrei îngăjmașilor stând în poartă. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeu, toată lumea este rândat, care a răsărit în soarele până la fost, care cu toni în tașa dumnezească, ai ales ție spre locuință locul acesta, cu milință te rugăm. Trimite acum cerească ta binecuvântare asupra lui și binecuvintează începutul acestei zidiri. Și-o întărește și-o întâlnează pe ea cu bună sporire a doua la sărășire. Te duiește cel de soarte spre folosul sufletelor noastre, îți e slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în veci pe vecii lor. Veselitul de cei ce vreau să scrie în casa Domnului momentul. Picioarele noastre stau în fricile tale, Ierusalimul. Ierusalimul este zidit ca o cetate strânsulită. Acolo se scrie semințiile Domnului după așezământul Israel. Te-a prăjuit numele Domnului, că acolo sunt așezate tronurile pentru judecată. Tronurile casei lui David cere spații Ierusalimului și îndestulare fie celor ce te iubesc. Fie pace înăuntru zidurilor tale și îndestulare în palaturile tale. Pentru frații mei și pentru vecinii mei grăiesc acum pace ție. Pentru casa Domnului Dumnezeului mă voi îngriji de binele tău. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, Duh Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, care ai venit pe pământ spre mântuirea noastră, și ca singur sfânt te-ai arătat din muntele cel umbros al Fecioarei și cu oameni ai viețuit, privește, te rugăm, cu milostivirea asupra ctitorilor bisericii, ce a început a se siti într-un numele Tău și binecuvintează întru toate și le dăruiește putere și tărie, îmbărbătare și îndestulare, cu sănătate, întru toate bună sporire, spre săvârșirea lucrului început spre slava Ta. Tu ești Dumnezeul milei și al îndurărilor și al iubirii de oameni. Și ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău cel fără de început, al preasfântului și bunului și de viață păcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Adu-ți aminte, Doamne, de David și de toate suferințele lui care s-a jurat Domnului și s-a făgăduit Dumnezeului lui Iacob. Nu voi intra în locașul casei mele, nici nu mă voi sui pe patul absolutului meu. Nu voi da somn ochilor mei, nici genilor mele dormitare, nici revauzcurilor mele, până ce voi afla loc Domnului, zărășuirea Dumnezeului lui Iacob. Iată, noi am auzit că a fost înifrată, a aflat-o în câmpul de brazi. Intravăm în locașurile lui, închinanivul la locul lui de auzat picioarele lui. Spală-te, Doamne, spre a vine la odihna Ta, cu și chimătul Sfinții Tale. Ne-ați pe vestit cu dreptate și cu vioșii de mărcăzii, pentru David, slujitorul Tău, să nu întoarci fața despre unsul Tău. Juratul sau Domnului David, într-o adevăr, nu se va repăda de aceasta din rodul pântecelui Tău, acolo îi face să răsară, să crească corul lui David. Gătit am făclie osului meu, pe vrășmașul lui voi îmbrăca cu rușine și peste dânsul va înfări sfințenia mea. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeu nostru, care ai binevoit antemeația biserică pe locul acesta,
și pe această binecuvântată piatră pusă în numele Tău, însuți primind cu milă pe cei ce aduc ție ale tale pentru ale tale, spre ridicarea bisericii ce se zidește într-o slavă Ta și într-o cinstea și pomenirea sfinților și dreptelor dumnezeiești părinților Achim și Ana, dă-le-lor mulțimea bunătăților tale cerești și pământești. Iar tuturor celor ce dau ajutor la ridicarea și săvârșirea acestei biserici, dăruiește-le sănătate trupească și mântuire sufletească. Pe lucrători întărește-i, păzindu-i nevătămați de tot răul. Iar temeria aceasta păzește-o nesurpată și neclintită. Și biserica aceasta adu-o curând la săvârșire ca în ea neîncetat să te slăvim și să te cântăm pe tine unul adevăratul Dumnezeu nostru, cu cântări de toată lauda și cu doctorotii și cu jertfă pentru de sânge. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și întâlnăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Și Duhului Tău. Iară și iară, plecând genunchii sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Te lăudăm pe Tine, Doamne, Dumnezeul puterilor, Mântuitorul nostru, că pentru prea multa Ta bunătate și iubire de oameni, ai ales și ai sfințit locul acesta și l-ai întemeiat prin noi nevrednici Tăi rog, ca să se zidească pe el biserică într-o slava preasfântului Tău nume. Deci te rugăm cu milință pe când genunchii trupurilor și ai sufletelor noastre, binevoiește ca spre slava Ta și spre mântuirea sufletelor noastre să se zidească pe locul acesta și jertfelnicul pentru a se aduce pe el jertfa cea fără de sânge a preasfântului trup și a scumpului sânge al Hristosului Tău. Și precum biserica, așa și jertfelnicul acesta care acum a început, a luat început, adu-le curând la săvârșire cu dumnezeiască Ta putere, ca până la sfârșitul veacului poporul Tău cel binecredincios, neîncetat și fără nicio împiedicare să aducă și să săvârșească aici doxologia preasfântului Tău nume și jertfa Ta cea fără de sânge și curățitoare. Pe toate sunt ție cu putință și ție slavă înălțăm, împreună și unii născut Fiului Tău și preasfântului și bunului și de viață păcătorului Tău, cum și pururea și-n vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru un alt preasfințitul, Părintele nostru, Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, și pentru preasfințitul Părintele nostru, Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, și pentru toți frații noștri cei întru Hristos. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm ca Domnul Dumnezeu să asculte glasul rugăciunii noastre, să binecuvinteze lucrările mâinilor noastre, să zicem toți, Doamne, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru binecredincioșii ctitori și întemeitori acestei biserici, ce începe a se ridica într-o slava lui Dumnezeu, pentru sporirea cu bună reușită a Sfântului non-lucru și pentru sănătatea, mântuirea și iertarea păcatelor lor, să zicem toți, Doamne, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm
ca să trimite la această sfântă lucrare înger păzitor, ca să izbăvească, să apere toată rea o întâmplare și de piedicile vrăjmașilor văzuți și nevăzuți, pe lucrători să-i întărească. Să zicem toți, Doamne, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitor nostru, nădejdea tuturor magilor pământului și a celor ce sunt pe mari departe și milostivino, Stăpâne, pentru păcatele noastre și miluiește pe noi. Să milostiv și viitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, miluiește. Rugăm pentru odihna sufletelor adormiților, robilor lui Dumnezeu, care se vor pomeni pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor nedrepti, să-i se odihnesc. Mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor. De la Hristos, Împăratul cel fără de moarte, și Dumnezeul nostru să-i cerem, Domnului să ne rugăm. Dă, Doamne, Doamne, miluie, miluiește! Dumnezeul Duhurilor și-a tot trupul care e călcat moartea, pe diavol ai surpat și ai dăruit viață lumii Tale însuți, Doamne. Odihnește și sufletele adormiților robilor Tăi. Preotul Constantin, Gabriel, Maria, Filaret, Ileana, Gheorghe, Silvia, Emanuel, tot neamul lor cel adormit. În loc luminat, în locul verdeață, în loc de odihnă, pe unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și viitor de oameni, iartă-ne lor. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească. Numai Tu singur ești fără de păcat, dreptatea Ta este dreptate în viață. Și cuvântul Tău este adevărul. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor Tăi, Hristoase Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru fericită adormire veșnică, odihnă pe Doamne, sufletelor adormiților, robilor Tăi, ce s-au pomenit cu tot neamul lor cel adormit, și le fără, Doamne, veșnică pomenire. Veșnică pomenire.
Doamne, nor veșnică pomenire. Nădejdea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, minuiește! Doamne, minuiește! Doamne, minuiește! Preasfințite Părinte, binecuvintează! Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate mai ce sare, ale Sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfinților și dreptilor dumnezeiești părinții Joachim și Ana, pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiului Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului, prea cuvioși, prea cucerniți părinți, cuvioase maici și iubiți credincioși. Din credințarea și cu binecuvântarea înaltea Sfințitului Părinte Arhiepiscop Calinin, am pus începutul unei noi biserici aici, la acest așezământ social, care se zidește în localitatea Mănăstirea Humorului. Cred că o să țineți minte ziua aceasta, după amiaza aceasta, seara aceasta. Nu zic doar pentru că e o leacă de fric, dar dumneavoastră sunteți oameni de la munte, oameni dârși, nu vă speriați de o leacă de zăpadă. Și să dea Dumnezeu ca alcul acesta frumos pe care noi îl vedem așezat pe copaci să ne trimită cu gândul că în Sfânta Biserică ni se albesc și hainele sufletului. Și că pentru aceea venim la Sfânta Biserică, să ne curățim pe dinăuntru, pentru ca rugăciunile noastre să fie mai bine primite înaintea lui Dumnezeu. Nicăieri, într-altă parte, nu putem să primim iertare păcatelor și curățirea hainei sufletului, adică haina de la botez pe care noi am întinat-o, din păcate, prin fără de legile noastre. Dar v-aș ruga să mai țineți minte seara aceasta și pentru faptul că Dumnezeu le așează după înțelepciunea Lui cea de neînțeles pentru noi lucrurile. Hramul acestei capele, acestei biserici, este omenirea Sfinților și Dreptilor Părinți Ioachim și Ana, care sunt părinții Maicii Domnului. Noi astăzi ne aflăm în ziua de 21 noiembrie, când ne aducem aminte de intrarea Maicii Domnului în templu sau în biserică, ea fiind închinată, promisă fiind de către părinții ei, Ioachim și Ana, lui Dumnezeu, și a fost adusă la vârsta de 3 ani în templu. Maica Domnului a stat în templu 14 ani a stat în templu și a devenit ea însăși biserică, templu. L-a primit apoi pe Fiul lui Dumnezeu în pântecele ei. Și templul acela era slăvit de Dumnezeu. Dar biserica aceasta pe care noi, sau pentru care noi am făcut începutul zidirii, are mai mare slavă decât templul acela. Pentru că este biserica noului legământ. Este biserica în care nu jertfe de pâine, de vite și de unde lemn se vor aduce. Care este jertfa cea mai mare care se aduce în Sfânta Biserică?
este jertfa cea fără de sânge, trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos primim într-o biserică, nu o să fie o biserică foarte mare. Dar slava acestei biserici care se începe a se zi de astăzi este mai mare decât tot templul, decât tot aurul din templul de acolo. Pentru că este slava cu care Dumnezeu binecuvintează o zidire care nu este o zidire făcută doar de mâinile dumneavoastră, ci este o zidire pe care Dumnezeu o primește și o sfințește și, cum se spune într-o rugăciune a bisericii, în biserica slavei tale stând, în cer asta ni se pare. Când am intrat într-o biserică, nu mai aparținem pământului. De aceea ne și rugăm toată grija cea lumească de la noi să o lepădăm, că atunci suntem unde suntem? Suntem în fața lui Dumnezeu. Suntem lăudători împreună cu îngerii și cu sfinții pe Dumnezeu. De aceea slava aceasta, de slava aceasta ne face părtași și pe noi Dumnezeu în orice biserică, fie catedrală, fie o biserică de mănăstire, fie biserică de parohie, fie iată o biserică, o capelă la acest așezământ, care biserică nu va fi doar pentru, primul rând, dar nu doar pentru cei care vor fi aici ocrotiți, ci și pentru toți aceia care veți dori să fiți împreună cu ei în rugăciune. De aceea, ne rugăm lui Dumnezeu ca începutul să fie binecuvântat, ne-am rugat lui Dumnezeu să-i binecuvinteze pe lucrători, să binecuvinteze pe ctitori, iar Părintele Gheorghe și cu Doamna Preoteasă Maria, care au primit ascultare și s-au angajat la această biserică, de împreună cu toți care veți dori să le fiți alături, să se bucure și să ne bucurăm cu toții, să o vedem ridicată, frumoasă și gata ca o mireasă pentru a-i o da lui Dumnezeu și să fim și atunci, poate nu chiar în iarnă, dar cu sufletele pline de dragoste față de Dumnezeu, să fim și atunci la sfințire când Dumnezeu le va așeza. Dar eu am credință în Dumnezeu, nu peste foarte mult timp, va fi gata și biserica aceasta în care să se slăvească Dumnezeu, Maica lui Cea Preacurată și iată sfinții și dumnezeieștii părinți, Ioachim și Ana, cărora le este închinată această sfântă biserică. Amin. Preasfințite Părinte, Preacucernici Părinți, Domnule Primar, iubiți credincioși, mare ne este bucuria să ne găsim la acest moment, la ceas de seară, să punem piatra de temelie pentru o biserică a unui centru pentru copii, care nădăjduim să-l putem duce la bun sfârșit. Toată viața mea până acum pot să spun că a fost o minune, pentru că n-aveam gând vreodată să mă îndrept spre teologie, dar așa a rânduit Bunul Dumnezeu ca în anii de liceul sportiv, îl aveam Părintele Silvestru, profesor de religie, să mă îndrume către teologie. Și a rânduit Bunul Dumnezeu să intru la facultatea de teologie. După câțiva ani, având în gând să construim ceva și să ajutăm pe cei săraci, ne-a trimis Dumnezeu peste hotare. Numai că, stând acolo peste aproape 10 ani de zile și datorită faptului că Dumnezeu încă nu ne-a binecuvântat pe noi ca familie cu copii, spunând acest gând în al preasfințitului Iosif, ne-a îndemnat să punem în aplicare, să încercăm să facem ceva pentru copii, dorind ca noi să înfiem, nereușind pentru că adopțiile, mai ales internaționale, fiind foarte greu de înfăptuit, ne-a îndrumat să cerem binecuvântarea în al preasfințitului Calinic, arhiepiscopul Suceavei și Rădăuților, pentru a demara acest proiect al sufletului nostru. Plecând în străinătate, ajungând la o biserică, la fel cu hramul Sfinților Părinți Ioachim și Ana,
care nu întâmplător ajungând acolo, iată-ne astăzi, în ceas de sărbătoare, la intrarea în Biserica Maicii Domnului, în templu, punând această piatră în cinstea Sfinților Părinți Ioachim și Ana, și la fel cum părinții Ioachim și Ana, având la vârstă înaintată pe Maica Domnului, nădăjduim și noi că, nu știu, nu spune că n-am putea, poate va rândui Dumnezeu ca vreodată să avem și noi copiii noștri, dar luăm acest proiect ca fiind copilul nostru. Și faptul că Dumnezeu ne-a binecuvântat astăzi cu haină albă, socotim aceasta ca fiind haina botezului pe care am primit-o noi, acest proiect, și rugăm pe Bunul Dumnezeu și Sfinții Părinții Ioachim și Ana să putem duce acest proiect la îndeplinire. Preasfințite Părinte, vă rugăm să transmiteți mulțumirile noastre în al Preasfințitului Calinic pentru încrederea pe care ne-a acordat-o, și când, apărând, bineînțeles, ca un străin în zona Sucevei, reîntorcându-mă ca fiul al acestui sat, bineînțeles că poate puțin m-ar mai fi cunoscut, și cu toate acestea, Înalt Preasfințitul s-a bucurat de proiectul pe care noi îl avem și era binecuvântare pentru a duce la bun sfârșit aceasta. Mulțumim Preasfinției voastre că v-ați sustenit să veniți la ceas de seară pe puțină răcoare, să fiți în mijlocul nostru, să înălțăm rugăciuni către Dumnezeu. Mulțumim părinților consilieri, părinților care s-au ostenit și ei să fie în mijlocul nostru, domnului primar care foarte mult s-a ostenit zilele acestea și a alergat poate mai mult decât mine ca să putem rândui aceasta. Mulțumim credincioșilor care sunt alături de noi și au ales să fie în ceasul acesta cu noi. Mulțumim tuturor celor care au venit de departe, Neamț, Brașov, Bacău, Neamț și chiar din Belgia o parte. Mulțumim parohiei noastre din Belgia care ne-au susținut și ne susțin și financiar și moral acest proiect. Mulțumim tuturor și să vă răsplătească Dumnezeu osteneala fiecăruia în parte. Să rămân. Rugăm pe toată lumea să, la ieșire, să rămâneți lângă corturile de lângă stradă, să luați câte un pachetel, și mulțumim doamnelor care s-au ostenit și ne-au pregătit câte un pachetel, că fiind dezlegare la pește, avem și o bucățică de pește să ne bucurăm la sărbătoare. Mulțumim tuturor!